Dana și Caterina, vă rog să luați un loc pe canapea divelor. Bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit! De mult nu te-am văzut! Caterina, tu vii tot de peste Prut? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Ai mai fost la București, la televiziune vreodată? Nu. E prima oară? Da. Este foarte bine. Cum ți se pare până acum? Îmi pare bine. Îți place, bine. Nu? Da. Bravo! De ce am ales-o pe Caterina, Dana? Fiindcă ea are multă răbdare, e o fată stăruitoare, să spunem noi. Ca la moldoveni, știi? Stăruitoare. Stăruitor, are răbdare, adică insistă, știi ce vrea, știi că vrea să cânte pe scenele mari. Și de asta este una dintre elevele care, cred eu că toți elevii, bineînțeles, merită atenție, dar noi, iată, am făcut așa un lucru frumos, o piesă, care nici îmi place tare. Și nie. Și tare, ghine. Caterina, câți ani ai acum tu? Eu acum am 7 ani. 7 ani și ar trebui să fii în clasa? 1-a. Deja ești într-a 1-a? Da. Am înțeles. Și cum e la școală față de la... Ai fost la grădiniță? Da, am fost. Cum e mai fain la școală decât la grădiniță? Nu, la grădiniță e mai fain. E mult mai fain, că nu știu... Nu știam și eu vreau să mă apuc și nu știu să mă apuc de școală sau de grădiniță. Mai vreau o dată, știi? Deci mai bine la grădiniță, nu? Ce e mai fain la grădiniță decât la școală? La grădiniță mănânci de multe ori. E bine. Da. Și dormi, da? Da, și dormi, dar la școală mănânci de 2 ori și deci nu e dorm. Pe bază de masă și de somn. Da. Ești perfect pregătită pentru showbiz-ul din România. La noi, la fel, e tot. E foarte pertinent ce spui. Ai deja lecții într-a 1-a? Nu cred, că nu există lecții într-a 1-a. Sunt lecții într-a 1-a. Da? Da. Și trebuie să te duci acasă să-ți scrii sau poți să mai fentezi? Trebuie să scriu. Fiindcă dacă nu le scriu, primesc nota 2. În agenda. În agenda. Bun. Am înțeles. Deci, ați înțeles care este. Treaba importantă este să mănânci de mai multe ori și să dormi de mai multe ori. Exact. Pe pagina de... Fă ceva cu rochia asta, că nu pot să mă... Bine. Pentru tine. Uite, asta măcar mică... și, cum spune, și steaua de pe cer. Asta mică știe să stea. Uite, vezi cum și-a pus, tu înțelegi. Asta e eu învățat-o. Școala. Maghitan. Păi da, clar. Cum? Trebuie dacă ieși. Trebuie să arăți aici vreo bucuță, că da, altfel, nu. Pentru ce ai mai venit la televiziune? Da? Corect, vezi? Publicul afirmă. Afirmă. Confirm. Ai o poză pe Facebook, e de la nunta ta? Nu, asta e de la Eurovision, de anul trecut. De la Eurovision și tu ești băiatul. Și eu sunt mireasa. Tu ești mireasa. Cu buchetul de flori care aproape a zburat în capul solistului. A avut noroc, de fapt, că... Din cauza cui? Dacă te uiți în semifinală la Eurovision Moldovenie, adică la Eurovisionul din Kiev, ai să observi că buchetul care zboară aproape de capul solistului. Îți dai seama cât de frumos ar fi fost dacă era să ajungă. Era un moment de show. Celebru pe internet. Caterina, tu știi de ce se aruncă buchetul la nuntă? Ai aflat asta? Am aflat. De ce? De ce aruncă mireasa? Trebuie să arunce buchetul peste cap și să ajungă la prietenele ei. Fiindcă cine ia buchetul se căsătorește mai repede. Bravo. Smart asta, mică, s-o mai aduci. De fapt, doar trimite-ne-o. Eu să trimit. Știu eu. Hai, trimite-ne-o. De două, trei. Te incomodez. E o plăcere. Foarte bine, Caterina. Bravo. Tu ai vrea să te măriți? Da, aș vrea. Cu cine spune? Cu cine, dacă ar fi să te măriți? Cu cine te-ai mărita așa? Eu deja am. Ai cu cine să te măriți? Hai, povestește deja toată istoria. Un moment. Nici nu puneți camera pe Flavia pentru că fața ei este scursă acum și mă întreb noi cu ce am greșit. Adică eu deja am, eu încă n-am. Și cum ai decis că ai cu cine să te căsătorești? Ce calități are el?
el umplă aceleași dansuri care umplu și eu, numai că el e deja grupa a doua. Și clasa a treia și are 9 ani. Ce-ți place în caracterul lui, în sensul, am întrebat? În caracterul, de ce vrei să te căsătorești cu el? Fac aceleași dansuri și e mai mare decât ea. Și e blând, e cald sau e mai brut, așa, mai băiatul rău din grupă? Ei, m-am fost eu, toată tinerețea se știe. El e mai calm. Calm. Se poartă calm la Chișinău. Da. Fetele sunt mai... Uneori cred că pe un invitat mi-i trimite bunuțul Dumnezeu să-mi dea exemple. Paul e pe felie... sus, are, da. Ce să zic, mulțumim că ați venit. Mulțumim pentru că ne-ai intervievat atât de mult, te pupăm. Abia aștept să ne revedem. Îți mai trebuie rochia? Da. Hai, te rog, am o sărbare în weekend și vreau să mă îmbrac în, în zeitate. Somon e culoarea asta în România, așa îi zice, somon. Somon, unii zic roz. Te pupăm, vă pupăm.